Bine! Mamă! Mamă, ce e aici? Oh my god! Mamă, cum arată! Mai vine unul aici! Vai, băi, noi! Încă unul aici! Vai, 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 mamă, vai! Aceste pene cu sos boloniez au fost ca de la mama lor. Mulțumesc mult, Dumnezeu, pentru această chistigare de ziua de astăzi, pentru colegele noastre că nouă care am venit la noi să ne susține, să fie împreună cu noi în această aventură, pentru oamenii care au făcut pasele astea delicioase, ca așa cum o se vede, cred că așa se simte la gura, să fie frumos pentru noi în burtică, să fie tot ok. Și așa zicem de fiecare dată, dacă când vedem aceste pene cu bolonieze, cu sosul acesta, mamă, doamne, 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 nu are cum să nu te motivezi. Și am mai venit și ăștia trei mici, colegii noștri mici, mici și puternici, aceste trei furnicuțe noi, îți dai seama că a fost minunat. Nu, a fost azi minunat. E ceva fascinant aici. Băi, deci cum arată sosul ăsta? Vai! Amestecat de bine. Apa. Vai, vai, vai. Deci eu am luat o primă gură și vreau să zic că sunt, cred că cele mai, nu, sunt cele mai bune paste pe care le-am mâncat odată. Sosule, nu cred. Deci sosul este genial. A fost o senzație foarte mișto să stăm cu toți la o masă, ca o echipă, pentru că nu pot să o numesc încă familia, am mai făcut greșeala asta cândva, dar tind să cred că se va duce către o familie și îmi doresc treaba asta, deși va fi un timp foarte scurt și mai pleacă, mai vin, mai în fine, nu știu ce va fi. Ideea este că a fost o senzație foarte mișto să ne vedem la masă, unii în ochii celorlalți să ne uităm, să discutăm pe rând. Îți lasă gura apă. Nu aveam dinainte. Mai gândul. Lasă apa gură, mai vine. Băi, furculița asta e foarte mică pentru pastele astea. Aveți un pic de pâine să vreau să iau asta. Acum au venit copiii ăștia cu vibe-ul ăsta fresh și iarăși o să fie... deci Survivor e cu surprize. Surprize în fiecare zi. Pleacă oameni, parcă ieri era Marilena cu Alina aici. Și acum este Romina cu Marius. Este așa o nebunie totală și asta e mișto, că noutatea ne ajută pe noi, mai ales să facem față foamei, da, care încă există. Poate ne-am mai obișnuit un pic cu ea, că te obișnuiești, n-ai ce, ori te adaptezi, ori pleci acasă. Dar orice chestie nouă ne ajută să fim și mai bucuroși de tot ceea ce se întâmplă. Dragi colegi noi, vreau să vă zic că ați venit la un moment perfect, într-un moment perfect, pentru că aveam nevoie neapărat de două fete, iar pentru mine Marius este o surpriză foarte plăcută, că eu nu știam că o să luăm și un băiat. Eu am crezut că o să te duci la faimoș, sincer, că eu vorbeam cu ei, bă, nu, se duce la faimoș. Așa că bine ai venit, mulțumim pentru puncte. Bravo, eu vă mulțumim. Bine, pentru că datorită acestor puncte noi mâncăm mâncarea aceasta. Am adus puncte și am reușit să câștigăm recompensa de paste, ca să puteți să mâncați voi în primul rând, pentru că noi oarecum am venit mai târziu și mai aveam cât de cât forțe, dar e important să mănânci toată echipa și să fim puternici. Cum ați zis voi că nu am luat am pierdut la acela românesc, am câștigat unul italienesc extraordinar, oricum românii noi mâncăm. Băi, da, ideea este că sunt ca mega Italia. Bune, deci da, extraordinar sunt numai la o parte, sunt mega bune. Și Romina, tu ziceai că ești cu foamea, da. Și asta este, ți se pare că o să fie cea mai mare provocare a ta, da, ai venit la fix că ne-ai ajutat, ne-ați ajutat să putere să câștigăm. Mă bucur că am putut. Crede-mă că în primele 3 săptămâni am făcut o foame care eu în viața mea n-am întâlnit-o, așa că bine că ai venit acum. Mă bucur. Și mulțumim de puncte. Mulțumim de puncte. Mare drag. Am și lins acea farfurie, că nu puteam să las sosul ăla să plece de lângă mine. Toți am ajuns să lingem farfuriile, nu mai lăsăm nimic, nimic, nimic în farfurie. Și acasă nu făceam acest lucru, acasă mâncam și mai lăsam un pic, nu conta. Asta pentru că avem acasă, avem mâncare la discreție, asta nu ne dăm seama.
o să apreciez mâncarea, eu așa spun, o să apreciez mâncarea la adevărata ei valoare. Nu o să mai bag joc de mâncare niciodată pentru ceea ce am trăit aici. Cine suntem? Războinicii! Cine suntem? Războinicii! Cine suntem? Războinicii! Bravo! Bine! Haideți, deci dacă doar să câștigăm, că hai. Place! Până la capăt! Melina, lasă acolo! Săptămâna asta minim nu avem voie să pierdem. Nu mai avem voie să pierdem, hai! Până avem la... energie, da, da. Să luăm hai și comunicare. Hai! Bine, echipă! Hai.